Salut! Astăzi vreau să vă prezint Acer Nitro 5, un laptop accesibil de gaming potrivit pentru diverse tipologii de utilizatori, deoarece este disponibil în mai multe configurații cu procesoare și plăci grafice mid-range sau de top. Acer Nitro 5 este disponibil cu display-ul Full HD de 15.6 sau 17.3 inch și, în funcție de diagonala aleasă, se vor schimba și dimensiunile dispozitivului. Astfel, modelul de 15 inch are o grosime de 23.9 mm, și o greutate de 2,2 kg în varianta cu SSD sau 2,4 kg în varianta cu SSD și hard disk. Modelul de 17 inch are o greutate de 2,7 kg și o grosime de 24,9 mm. Ecranul în sine ocupă 80% din suprafața totală și are un cadru subțire. Rezoluția poate fi de la Full HD la QHD, cu o rată de refresh de 144 până la 360 Hz cu G-Sync. În orice caz, indiferent de diagonală sau rezoluție, matricea va fi IPS cu un timp de răspuns de 3 milisecunde și o gamă de culori de până la 100% sRGB. Acer Nitro 5 se remarcă prin designul destul de agresiv specific modelelor de gaming, cu un finisaj mat, elemente de culoare roșie, guri largi de aerisire și nelipsita tastatură iluminată. Iluminarea tastaturii poate fi de culoare roșie sau RGB cu 4 zone de iluminare. Puteți regla singur culorile și există câteva efecte dinamice. Tastele WASD și tastele de navigare sunt de asemenea evidențiate pentru o vizibilitate mai bună. Nitro 5 poate fi echipat cu procesor AMD Ryzen 9, 7 sau 5 din seria 5000 sau Intel Core i7 sau i5 din generația 11. Memoria RAM poate fi de 8 GB, 16 GB sau 32 de GB DDR4. Variantele de echipare pentru placa video sunt Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, GTX 1650, RTX 3060, 3070 sau chiar 3080. Spațiul de stocare este asigurat de două SSD-uri PCI Express NVMe, generația 3 de până la 1 TB în RAID sau un SSD plus un hard disk de până la 2 TB. Astfel, puteți alege modelul potrivit în funcție de bugetul disponibil și de jocurile pe care vreți să le jucați. Cu astfel de configurații puteți juca toate jocurile de top cu setări maxime, cum ar fi Mafia la aproximativ 80 cadre per secundă, Doom Eternal la aproximativ 140 de cadre per secundă sau Red Dead Redemption 2 pe Ultra la aproximativ 55 de cadre per secundă. Pentru a păstra dispozitivul la temperaturi optime de funcționare, aveți nevoie de un sistem de răcire eficient. Acer Nitro 5 stă foarte bine și la acest capitol. Este echipat cu două ventilatoare, un număr crescut de conducte termice și un sistem de evacuare a aerului cald cu 4 fante de aerisire. Pe lângă toate acestea, tehnologia CoolBoost ajută la monitorizarea vitezei ventilatorului și reglarea acestuia în funcție de necesități. De asemenea, cu NitroSense puteți monitoriza sistemul în timp real. Pentru a beneficia de un nivel maxim de realism în timpul jocurilor, există două difuzoare de 2W, iar tehnologia DTS:X Ultra poate transforma orice pereche de căști într-un dispozitiv cu sunet multicanal, astfel încât să puteți auzi clar unde se află adversarii. Pentru a vă conecta la internet, laptopul este echipat cu un port Killer Ethernet cu software proprietar care vă va permite să configurați prioritatea traficului. Conexiunea wireless utilizează Wi-Fi 6 cu tehnologie 2x2 MU-MIMO cu o lățime de bandă maximă de până la 2400 Mbps. În partea stângă a laptopului există fante pentru eliminarea aerului cald, două port USB 3.2, un port RJ45, o încuietoare Kingston și un mini jack combo pentru conectarea căștilor. În dreapta găsim orificiile de aerisire, ieșire HDMI de dimensiuni standard, un port USB Type-C și un port USB 3.2 generația a doua, iar pe partea din spate regăsim conectorul pentru încărcare. În ceea ce privește autonomia, pentru că vorbim totuși despre un laptop, Nitro 5 are o baterie de 57W care vă va oferi până la 13 ore de funcționare fără alimentare suplimentară. În concluzie, Acer Nitro 5 este un laptop ideal pentru gamerii de toate tipurile. Pentru jucătorii hardcore care iubesc competiția, jucători casual care adoră titlurile AAA de ultimă oră, pentru începătorii care abia descoperă lumea jocurilor, dar și pentru cei mai experimentați care explorează lumi noi de ani de zile.